tuturor, sunt Alexandra de la Alexa Makeup Beauty și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint un haul. Vreau să vă vorbesc despre hăinuțe. Deși suntem în luna februarie, știți bine că după sărbătorile de iarnă au urmat reduceri masive. Reduceri foarte mari la hăinuțe, produse de make-up și multe alte lucruri. Eu am profitat de această dată de reducerile de hăinuțe. Singurul magazin care mie chiar mi s-a părut că a avut reduceri reale și mari a fost Bershka. De asta am și profitat și am cumpărat câteva hăinuțe pe care vreau să vi le arăt și vouă. Vreau să vă arăt în primul rând o jecuță foarte drăguță din piele întoarsă. Bleu. Foarte frumoasă, care arată cam așa. Și aceasta tot așa, 49-50 lei, cred că a fost, să vă și arăt cum îmi vine. Așa. Mi s-a părut tare drăguță, frumoasă și e foarte bună primăvara, exact acum, în câteva săptămâni, vine primăvara. Apoi, tot în categoria haine subțire, de fapt, haine subțirele, să zicem așa, mi-am luat un sacou. Un sacou foarte ușor, tot de primăvară. Dintr-un material subțire. Să vă arăt și acesta cum vine. Vine cam așa. Merge cu o fustă 3 sferturi, merge cu ceva mai elegant sau nu numai. Deci este mărimea S, este lejer, este un produs lejer. Și asta cred că tot 50 de lei a fost. Așa. Dar categoria grea. Haideți să vă arăt. O geacă. Geacă de jeans oversize, din aceea foarte mare. Știți că e nebunie în perioada aceasta, se poartă aceste geci. Îmi place foarte mult aceasta că este îmblănită, merge perfect în această perioadă puțin rece. Îmi place foarte mult. Mi-a plăcut din nou. Cred că e redusă de la 3 milioane la 50 de lei. Deci, mi se pare că am făcut o super afacere. Mai departe, o geacă care mie mi-a plăcut foarte mult este aceasta. Este o geacă de blugi neagră care are mânecile pufoase. Așa. Nu este groasă, că este doar de blugi, dar dacă ai un plover ceva pe dedesubt, merge perfect. Și aceasta a fost tot 50 de lei. Știu, veți spune, Doamne, ce noroc am avut să găsesc gecuțe așa de ieftine. E, așa, și mai avem una. Asta e mai groasă. Nu este foarte lungă, însă este mai groasă. Steel Army. Este foarte groasă, este super bună pentru perioada asta. Îmi place, este groasă și ghicise, da, a fost tot 50 de lei. Și aceasta a fost redusă tot de la vreo 2-3 milioane, nu știu. Când vine vorba de accesorii, mi-am luat niște ciocăre. Unul cu squad și unul cu inimioară. Acesta cred că a fost 9 lei. Și acestea, care iar sunt superbe. Acestea sunt, cred că sunt 4? 5. 5 ciocăre la 9 lei. S-au părut super, super tare, în mod normal că erau, nu știu, vreo 40 sau ceva de genul, 39, ceva așa. A, așa, deci mi-am luat aceste ciocăre. Mi-am luat apoi acest brâu. Un brâu tare drăguț, cu fermoar. Și asta tot vreo 9 lei, cred că a fost. Așa. Mi-am mai luat o agendă. Și aceasta tot 9 lei, cred că a fost. Așa. Are zone unde pot pune secretele. Nu le știe nimeni. Așa și această rochiță, care se poate pune foarte drăguț și frumos peste o pereche de blugi, peste o rochiță, peste un maieu și o fustă sau cum vreți să o combinați. Mi-a plăcut și asta a fost 29 de lei. Mi-a plăcut tare mult, e fină, elegantă și am zis să iau și pasta. Și în ultimul rând, această blusiță de pe mine, Steel Army, mi-a plăcut, e tare drăguță, merge cu maieu, merge cu rochiță pe dedesubt, cu orice. Sau doar cu sutien, dacă sunteți mai îndrăznețe, de ce nu? Ca sfat, vă recomand să vă luați aplicațiile Bershka, Stradivarius, Zara, toate aceste aplicații. Perioada de reducere în primele zile, eu mi-am luat aplicația, am comandat produsele și apoi am spus că vreau livrarea în magazinul din mall. Mallul care este mai apropiat de voi. O să pun și o pe net în cazul în care o să vă intereseze perioadele în care intră reducerile, să știți și să nu vă îngrămădiți în magazine sau le puteți proba în magazine și de ce nu să le comandați apoi pe net. Voi ați profita de reducerea anul ăsta? Tare curioasă să văd ce produse v-ați achiziționat la reduceri, la ce prețuri și abia aștept să văd în comentarii eventual pozele cu produsele. Vă pup, sper că v-a plăcut clipul. Dacă vă plac clipurile de genul ăsta, vă rog frumos să-mi comentați mai jos. Puteți să-mi dați subscribe, un like dacă vă place și aștept să-mi spuneți dacă vă plac clipurile să mai fac câteva hauluri. Vă pup dulce!